Da. Și ultimul exercițiu, vi-l mai arăt, de la tema anterioară, T7. Aveam de rezolvat din ecuația x la a treia minus 3x la a doua plus 2x supra, e mai scurt ăsta decât cel anterior, x la a patra minus 16, mai mic, strict decât 0. Fiind de grad mai mare decât 2, nu știm semnul funcțiilor. Și atunci va trebui să le descompunem în ceva de gradul 2 și ce mai rămâne? Asta va fi una de gradul 2, cea de sus, fiind de gradul 3, se va descompune într-o expresie de gradul 2, într-o funcție de gradul 2 și una de gradul 1. Asta putem să o facem două de gradul al doilea, fiind de gradul 4. Începem cu cea de jos, că e mai ușoară. X la a patra minus 16 este x la a doua, totul la a doua, minus 4 la a doua. Și avem formula a pătrat minus b pătrat. Și vine x la a doua minus 4 pe lângă x la a doua plus 4. Am mai putea să o mai descompunem pe asta, dar nu e cazul că avem de gradul 2 și aici și aici și știm să-i punem semnul. Și ne oprim. Mergem la cea de sus. X la a treia minus 3x la a doua plus 2x. V-am dat-o ușor. Observați că apare x și aici și aici și aici. Și iese x factor comun. Și rămâne x la a doua minus 3x plus 2. Așa. Acum să le luăm, să le găsim rădăcinile. X la a doua minus 4 egal cu 0, vine x la a doua, merge și cu delta, dar merge și mai ușor, fiind că b-ul este 0 și aici și aici, putem să o rezolvăm și fără delta. X la a doua egal cu 4. Deci x și sunt 2 sau minus 2. X pătrat plus 4, dacă făceam cu delta, ne dădea delta negativ. Dacă o gândim tot ca sus, vine x la a doua egal cu minus 4. Păi minus 4 e cu minus, iar x la a doua e cu plus. Deci egalitatea e imposibilă, adică x nu este real, nu există x real. O să învățăm la anul că are rădăcini complexe. Așa. Mergem la cea de jos. Aici avem pe 0 și 1 și 2, că ne-am mai întâlnit cu x pătrat minus 3x plus 2. Și suntem în stare acum să facem tabelul. Tabelul e ceva mai lung pentru că are 1, 2, 3, 4 paranteze. X la a doua minus 4, x la a doua plus 4, x și x la a doua minus 3x plus 2. Și să-i zicem noi aici, e 7 de la expresia de la exercițiu 7. X și se plimbă de la minus infinit la plus infinit. X la a doua minus 4, avem rădăcinile 2 și minus 2, dar le așezăm în stânga pe minus 2, în dreapta pe 2 și în dreptul lor punem 0. Semnul. În afara rădăcinilor e semnul au e 1, deci e plus și aici și plus și aici, peste tot. Doar între rădăcini și avem rădăcini e minus și avem spațiu între rădăcini. X pătrat plus 4 nu are rădăcini. Dacă făceam cu delta, dădea delta negativă. Și atunci peste tot e semnul lua și au e plus. De ce peste tot plus? Păi și dacă nu știam semnul funcției de gradul al doilea, dacă ne gândeam cu clasa 7, x la a doua e pozitiv, 4 e pozitiv și atunci când le adunăm, dă plus peste tot. X. Păi x este 0 în dreptul lui 0, e minus în partea cu minus infinit
și e plus în partea dreaptă, spre plus infinit. Am rezolvat și cu asta. X pătrat minus 3x plus 2. Am zis că are rădăcinile 1 și 2. Unul trecem aici fix, între 0 și 2, și 2 acolo. Deci o să vină cam înghesuită. Astea un, două rădăcini. 1, 2. În afara rădăcinilor e semnul A, deci e plus, 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 plus. Doar între rădăcini, între 1 și 2, un pic de minus și în rest iar plus, plus, plus. Acum, unde avem 0? La ultimele două, astea sunt de la numitor. Și atunci punem bară, bară, bară. Unde avem 0 sus? Păi în dreptul lui minus 2 punem 0 și mai punem 0 aici, dar avem și bară și rămâne cu bară. Avem un minus și în rest nu contează câți de plus, deci e minus. Avem un minus, 2 de minus, deci vin plus. Un minus și atât e minus. Un minus și încă un minus vine plus. Și aici numai plus, deci vine iar plus. Cum treia să vină expresia? Am cerut-o să fie negativă. Deci luăm unde apare semnul minus, strict, că e strict mai mică. E 7 mai mică decât 0, dacă și numai dacă, și cu asta încheiem. X aparține, să scriem doar concluzia, de la minus infinit la minus 2 deschis, că e strict, sau de la 0 la 1 mai este. 0, 1.